cine sunt soldații din cauza bunicului? Dragul meu nepoțel, mulți de atunci, eram soldat tânăr în 42, în tranșee, în războiul din Rusia. Cel de lângă tine cine? Cel de lângă mine este camaradul meu de gruț, care și el a luptat cu mine în tranșee, în 42, în Rusia. Hai băieți, că ne așteaptă să intru tumbeajineață. Aveți mâncare? Nu mai avem. Nu? Avem. Aveți grijă de mureșania, că ăsta ne mănâncă urechile. Bă, da, pădiță unde-i? Urărbați ce pișe. Hai bădiță, hai mai repede, hai. Ce-i baiul, bădiță? Domn sergent, permite să raportez. Am fost să mă ușurez. Adică stepiș. Da, să trăiți. De unde ești, mă, bădiță? Din Ardeal, din Baia Mare. În 40, când a trecut la unguri, am fugit la București să trăiți. Bă, bădiță, și de caș pe tine nu mai ești din formație. Hai, marș la formație. Am înțeles să trăiți. Bă, ai, fă ceva, mă, cu casca aia, că te vei de strane din Moscova. Am înțeles să trăiți. La ziua bună. Să trăiești, rotarule. Bă, Hrani, unde e zborul ăla? Vestejarea de acolo. E. Sub ei, în râpă, acolo e izvorul. Da, ai grijă că e aproape de ruși și vin și ei după apă. Odată ne-am întâlnit cu doi ruși. Și? Păi nimic, că și lor le sete și nouă. Am luat apa și ne-am văzut fiecare de treaba lui. O, mureșeni, tu ai un văr la noi în Pluton? Mureșan Ion? Am, e văr din partea lui mama. Tăi sunteți mâncăi, vă. Mă, noi tăi bem bine, mâncăm bine și facem copii mulți. Abia mă mulțam. Ne vedem cu bine. Doamne ajută! Hai! Negruț, simți să-l cânt? Da, mă, numai că-s la ruși. Stai, bre. Mortiere! Zăii voștri de ruși. Mureșere, sunteți bine? Suntem bine. Mai aveți ceva de mâncare?
Uite, mă, mureșanie, că tu ne mânci uretele de foame. Care-i situația? Un sergent raportez. Sunt sub bombardament de mortiere, dar n-am bine. Vedeți că vine un capitan nou, mutat, disciplinat pe front. Dar ce-au făcut? Bă, unii zic că au jucat cărți cu generalul și-au câștigat. Alții au povestit mai mult cu infirmierele. Nimeni nu știe și oricum ne interesează, noi facem treaba. Să zice că e al dracului, ea nu mi s-a părut. Și dacă e al dracului, aici pe front sigur se moaie el. Așa e, rotarule. Cum s-a scoapa? Apa avem, că aici e un izvor, aici aproape. Am văzut, am trecut pe lângă el mai înainte. Domn sergent, simțiți salchimul? I-am simțit rotarul de când m-am ajuns. Domn sergent, cred că e unul care știe România și la ruși. Că ne-o înjurat de mamă de cum am venit. Așa, și voi? Și noi, să trăiți. Foarte bine, negruțule. Că la Dumnezeu sfinți și înjurături de mamă ne pricepem cel mai bine. Da, domn sergent, oare n-ați auzit nimic că e mâncare? Că așa strigă mureșanul lor, auzit și pe drum, rotarule. La voi ajunge mai greu că sunteți ultimi. Noi trece pe la el să-i dau cea pită de la mine. Eu mai rămas ieri. Raportați orice se întâmplă. Hai, dați-mă, fraților, că murim aici de foame. Nu știi, după Mureșan, l-a murit de mult. Cam puțină mâncare. Asta e treaba, rotarule. Sunteți ultimii, cei mai aproape de ruși. Mă gândesc la ce mureșanul când a vedea că e atât de puțină mâncarea. Mai am eu niște conserve. Dumnezeu cu voi, băieți. Doamne ajută! Rotarule, ăștia vreau să mă omoare. Mi-au adus numai conserve și pită. Lasă-mă, că am mâncat noi tot. Să vă stai în gât, flămânzilor. Lasă că ți-am dat de la noi. Dar vezi că vine un capitan nou. Să vină, poate ne-o aduce și ceva de mâncare. Dar aș vrea să jocăți cu domn capitan. Acasă mă jucam filcăi și eram tare bun. Trăiți. Fruntaș rotar Alexandru, plutonul 2, compania 10. Trăiți. Soldat Negruț Ioan, plutonul 2, compania 10. Raportează, fruntaș. Domn capitan, raportez. Azi dimineața am locuit plutonul 3 și am fost bombardați în jur de sfert de ceas de către mortiere rusești. Rușii acolo, peste vale, la Salcâmile. Înțeles. Băiți, dar ce vă plouă zilele astea? Și să joci cărți, soldat? Nu știu, să trăiți. Cu mâncarea cum stați, fruntaș? Mâncarea ar fi bine să ajungă mai mult la noi. Dar muniție avem. De ce tare miros ar fi ăștia. Pe mâine mâncarea se va distribui începând cu această poziție. Vă străiți. Măi, e gruț. Simți al cămii. Da, mă. Mă atât la ruș. Aveam și eu doi salcâmi acasă, la portă. Când terminam lucrul cu taică-meu acolo, stăteam pe laiță.
Îi striga maică-mea când era gata mâncarea, dar ne făceam că n-auzi. Trimitea pe frații mei pe mici. Când ajungeau, țineam acolo cu noi. Trebuia să vină și el. Mă, din ar și război, aș zice că suntem acasă. Tot acolo steam și eu cu mândra mea. Sau când? Doamne, dormi e casă. Ce mie? Dar ce să facem? Suntem departe. Mă, eu mă duc până acolo, până la Salcâmp. Vezi-ți mă de treabă. Unde mergi? Acolo-s rușii. O să vezi tu. Mă duc și vin, nici rușii nu-l știi. Stai mă, ce-i culcă-te. Eu mă pui de pază primul, după aia urmezi tu. Mureșene, butene! Bă, rotarul s-a dus la Ruj după Salcâm! Ce, bă, o vine mâncarea? Du-te, mă, dracului! Bă, s-a dus la Ruj, mă, după Salcâm! Îl văd, e acolo, la Salcâm! Încă nu l-a văzut Rușii, ăsta-i nebun? Bă, nu-i nebun! E dor de casă, pregătiți-vă să trageți! Am înțeles! Am înțeles! Da, Doamne, Dumnezeule, ajută-l pe rotar să scape de la Ruj! Să stau. Da. Ia că ți-am adus și-ți. Băi, am avut noroc, mă. Că nu te-au prins rușii.